Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru aproximativ luna mai. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi, au venit foarte multe cărți care exprimă muncă, muncă și iar muncă. Probabil că sunteți hotărâți să vă realizați un vis sau să vă asigurați stabilitate financiară sau să lucrați la stima față de voi. În seria cărților care arată totuși o situație despre care ar trebui să vorbim sau care se manifestă în mod special în această perioadă, a venit nouă de apă, nouă de cupe. O stare de binecuvântare. O stare de binecuvântare. Simțiți harurile divine, simțiți protecție. Și nu doar că simțiți, începe să vă orientați privirea în sus. Aveți mai mult optimism decât ați avut altă dată și nouă de cupe sugerează într-adevăr dorința de a investi în dragoste sau de a investi în voi. Dragoste, respect, finanțe, grijă. Vreți să aveți grijă de pielea voastră, că tot sunt planete în taur, da? Să aveți grijă de părul vostru, de hăinuțele voastre, dar și de spiritualitate cu planetele care sunt în pești în casa a 12-a unora dintre voi sau în altă casă, depinde ce aveți ascendent. Da? E o carte faină. La capătul setului de cărți, ce era, ce era? Ia să vedem. Eroul. Aici sunteți voi. Trebuie să fiți. Să învățați să fiți eroul vieții voastre. Este numărul 12, dar în aceste de cărți sunt mai multe cărți decât 13, 14, sunt mai multe. Ideea este că vreți să fiți eroi vieții voastre în general, berbecii au dorința de a ieși în evidență, de a fi eroi, dar de asta dată vreți să fiți eroi vieții voastre, să vă ocupați de voi. Unii spune că poate că berbecii sunt egoiști, treaba lor, dar vă gândiți. Învățați, ia uite ce frumos, învățați, ați avut multe lacrimi, conflicte cu cineva, ați trăit emoții negative, probabil că ați stat în gânduri nouă de aer, v-ați simțit trădați, ați fost și bolnavi unii dintre voi, dar ați depășit starea aceasta de emoții negative și din cauza conflictelor și grijilor și lacrimilor. Și acum ați înțeles gândul și emoția, da? Că merg mână în mână, v-am mai spus și eu și sper că ați înțeles și voi. Alegeți un gând pozitiv, alegeți să ieșiți din emoțiile negative și să manifestați emoții pozitive. Să manifestați nodul nord al vieții voastre, asta e să vă împliniți destinul și să mergeți către misiunea voastră, către speranțele voastre, către idealurile voastre. Și nu mai e eroul care se aruncă în vânt, în foc, în ceață, într-un mod impulsiv, ci este o lucrare conștientă. E o lucrare conștientă. Hai să mai vedem. Să-l pun așa. Așa, din seria clarificatorilor. Interesant. Dragii berbeci, cred că unii v-ați învățat niște lecții foarte dure. A venit Cavalerul de Cupe invers și Diavolul invers. O romanță toxică, toxică, adictivă, obsesiv-sexuală, de care v-ați eliberat. Voi sau cealaltă persoană, da? V-ați simțit părăsiți o perioadă, dar pentru că erau două situații în viața unuia dintre voi. Și nu vă puteți concentra pe romanță sau poate persoana cealaltă mai avea alte interese. O vedea și o întrăi dacă, sau o întrăi și o vedea dacă mai apare acest mesaj. Ar putea să țină de trecut. Ar putea să țină de trecut. Hai să vedem. Am zis, acum vreți să munciți. Am văzut 7 de monede, cu ce era? Cu 10 de cupe, da. 10 și 9 de cupe. Aveți emoții, vreți să vă ocupați de bucuria voastră, să manifestați fericire și știți că fericirea vine mai întâi în voi, da? Și bine, bine. Ați avut de-a face cu cineva care v-a mințit, atracție sexuală a fost, dar au fost și dezamăgiri, uitați. Mincinosul care vine, pleacă, vine, pleacă, trei de spade, dezamăgire, atracție. Dragii mei, nu doar vouă vi se întâmplă, tuturor mi se întâmplă, cel puțin o dată în viață.
Unii învață mai repede, alții repetă lecția până o învață. Ia, te trebuie să alegeți, doi debute. Alegeți să vă extindeți universul, să călătoriți, să mergeți către o nouă lume, să manifestați o nouă lume. Soare, Lună, Venus, Ascendentul Nord în Berbec, aproximativ mai, poate să fie până în iunie, dacă vreți voi până pe 3 iunie, uite, Regele de Băte, aveți încredere? Aveți încredere. Și pasiune. Nu e ambiție, e vorba de încredere, nu ambiție. Trecut, 7 de Băte, Cavalerul de Monede și 3 de Spade. Cineva v-a dezamăgit, s-a manifestat foarte greoi. Aș spune, probabil semn de aer-pământ sau aer cu pământ, pământ cu aer, sau nu contează semnele. Manifestarea acestui personaj în viața voastră a fost foarte grea, înceată. Uneori, mie îmi sună cavaler de monede și plicticoasă, având în vedere și unii cam niște planete în semne de foc. Și vorbind totuși unor semne de foc, persoane pasionale, n-aș spune muzei grăbite, dar simțiți nevoia să ardeți intens, nu să mergeți încet, încet, până vă dezamăgiți, da? Să opresc lucrurile la un moment dat, scârție, știu, șaua, hamul nu mai se potrivește. Ideea este că ați învățat, ori persoana cu care ați avut de-a face din cauza asta s-a dezvoltat o relație foarte greu sau nu s-a dezvoltat deloc pentru că apare 3 de spade, poate acest personaj a fost extrem de precaut. Și cine nu riscă, nu câștigă. Uneori mai câștigăm o inimă rănită, dar face parte din experiență. Învățăm să o tratăm, învățăm multe lucruri. Multe lucruri. În prezent, ce frumos, Regele de Cupe. 9 de monede, ce frumos! Și 5 de cupe. Probabil că persoana care v-a dezamăgit că este sub acest 3 de spade, probabil că îi este dor, plânge după voi, dar voi sunteți independenți. 9 de cupe și 9 de monede. Sunteți independenți, independente, în mod special, că sunt elemente feminine sau personaje. Da? Și apare un personaj, o energie masculină, care se uită față în față, dar se uită la voi. Câte lucruri puteți să realizați? Poate aveți un consilier, Regele de Cupe, pentru mine poate să fie și un psiholog, psihologă, da? Consilier, poate, cineva de suflet, o persoană matură, echilibrată emoțional, vă arată spiritualitatea cu această cruce, întâmplător în aceste cărți, vă îndeamnă să vă extindeți, să priviți în sus, nu în jos. În jos ați realizat. Uneori, privind în jos, la realizările voastre, mai descoperiți câte o decepție. Face parte din peisaj. Dar ia uitați-vă în sus. Numai stele, lumină și noaptea e lumină. De la stele, de la lună. Aș putea spune pentru unii dintre voi că există un personaj care se uită la voi, bărbat, femeie, ia. Sau voi, dacă sunteți bărbați, vă uitați la o femeie independentă și o apreciați pentru munca sa, pentru că știți că până la 9 de monede a trebuit să treacă prin acest cavaler, să depună mult efort, să blocheze, poate, iubirea. Aha, interesant. Să-și blocheze iubirea, să-și protejeze inima ca să investească în independența sa. Știți, intuiți, dacă aveți și planete în semne de apă, bărbați, femei, nu contează. Unii intuiți că persoana pe care o admirați sau care vă inspiră 9 de monede e o persoană care a trecut prin dezamăgiri, a pierdut oameni dragi, 5 de cupe. A fost rănită și totuși stă în picioare și își păstrează sufletul deschis. Și voi apreciați dacă sunteți bărbați și dacă sunteți femei, sunteți apreciate. Temperanța, Regina de Băte și cu răbdare începe să vă recăpătați și energia aceea vibrantă, unii dintre voi. Și 3 de Băte. Și să sperați. Vedeți ce frumos? 3 de spade, 5 de cupe și 3 de Băte. Poate că cineva speră la voi.
Poate că după această dezamăgire și pierderi ale unor speranțe, vă vindecați, vă revitalizați și această energie atrage oamenii din trecut, încep să spere încă o dată că poate, poate să mai realizează ceva, dar nu e treaba noastră ce sper ei, ce speră ei, nici a voastră, nici a noastră. Important este ca voi să fiți bine. Da, vreți să mergeți mai departe. Vreți să mergeți... Probabil că pentru unii să fie cineva cu marcaj în semn de apă în preajma voastră. La capătul setului de cărți, dragii mei, eu zic să nu mai așteptați. Dacă ați pierdut ocazia cu cineva care n-a vrut să se implice, care a fugit de responsabilități, care a fugit de dragoste, nu mai așteptați scuzele lor. Sau comunicare emoțională, nu mai așteptați. E într-o zonă nemanifestată și ar putea să rămână mult timp acolo. Nu, concentrați-vă, dragii mei, pe ce? Pe independență. Pe vindecarea voastră. Pe creativitatea voastră. Faceți-vă mai frumoase, eventual. Hai să și clarificăm. Clarificăm 7 de bute pentru berbeci și berbecuțe în trecut. Sunt multe. Dar vedeți exact cărțile care au apărut. Temperanța, Regina de Bute și 9 de Monede. Aici sunteți. Probabil că cineva a fost intimidat de această forță voastră. Poate. Poate. O persoană care nu avea suficient respect, a venit oarecum pe diagonal. O persoană care nu avea suficient respect față de ea. Pentru că atunci când ai respect și te iubești, nu ai de ce să te lași sau să te simți intimidat de forța altora, ci te simți inspirat, te simți bine că îi înțelegi. Ha? Dăm totuși 7 de monede. De bâte, pardon. 7 de bâte. Steaua. Cavalerul de monede pentru berbeci și berbecuțe. Împărăteasa, ce frumos! Da, cineva n-a vrut să se deschidă și ați ales alte colaborări. Ați ales să mergeți, să comunicați cu oameni care au ceva de spus, care vor să împărtășească din experiența lor. Poate ați fost la o consultanță, consiliere. Personajul de care vorbesc probabil că avea multe secrete, poate era extrem de pasiv cu 4 de spade, posibil 3 de spade pentru berbecuțe și berbecuțe, 3 de spade, stea și împărăteasa. Wow, imediat, dar vreau să văd totuși 3 de spade. Da, cavalerul de bâte. O aventură. Poate. Poate. Sau un personaj care venea, pleca. Unii spun că ați putea să fiți voi, dar la capătul setului de cărți apare un rege de spade care a simțit, e un trecut, da? A simțit atracție față de voi. E un capitol. A fost un capitol. Da? Însă, cum am spus mai devreme, Ați început de mai mult timp să vă vindecați de această poveste, steaua. Probabil că a fost și o distanță între voi, cu steaua și cavalerul de bâte.
Însă ați înțeles că nu puteți ajunge în poziția aceasta de împărăteasă, de abundență, de dragoste, necondiționată sau condiționată, de vindecare, de lumină, dacă stați în această energie precaută, înceată, dezamăgitoare, aventurieră. Eu citesc pentru bebeș, nu pentru alte zodii. Dacă ascultă alte zodii, nu e problema mea. Nu este problema mea și nici a voastră. Că știu că unii trag cu urechea, cu ochiul, da, ascultă, trag cu ochiul și ascultă despre zodiile, eu știu, de care sunt interesați. Dar nu cred că ar fi bine. Nu cred că e o soluție. Interesant, am spus, este că a fost o pasiune la distanță, interesant, cu steaua și lumea, dar sau pentru unii dintre voi interesant, mai vine un mesaj, poate acel personaj și-a găsit o nouă pasiune în altă parte, ați încheiat capitolul cu ei, pentru că stăteați pe loc, unul altul, da, puteți să fiți voi pasiunea voastră, care v-a ținut pe loc, pentru că acest personaj probabil și-a găsit pe altcineva. Posibil și asta. Hai să vedem regele de cupe în prezent. Ideea este că voi ați, repet, ați început să investiți în vindecarea voastră. Regele de cupe în prezent. Regele de cupe în prezent. Regele de cupe în prezent pentru berbeci și berbecuțe. Roata norocului. Un personaj în viața voastră cu care probabil ați avut conflicte verbale, mentale, cu care ați avut un soi de romantism, acest personaj probabil că a ales să se transforme, eventual să se transforme spiritual. Dacă voi simțiți că sunteți voi care alege să vă transformați, pentru că există și cărți care susțin alegerea unora dintre voi, da? Se confirmă că alegeți să vă schimbați energia, să mergeți înspre dragoste, împărăteasă e dragoste, regele de cupe este o formă de dragoste necondiționată, de echilibru emoțional. Asta pentru că nu mai vreți să stați în dezamăgiri, nu mai veți actori, trecători, da? Vreți să schimbați norocul și cum îl schimbați, repet, prin vindecare și prin echilibru. 9 de monede. Interesant. 9 de monede. 6 de monede și 9 de cupe pe orizontal. Mai nu știu pentru cine. De iar apare același format. Iar îndrăgostiții, moartea, marele preot și regele de cupe. O persoană non-tradițională, mai imatură, alege să se transforme. Să meargă înspre oameni înțelepți, spirituali. Că sunteți voi, că este cineva din preajma voastră, voi trebuie să recunoașteți. 6 de monede și 9 de cupe. În viața cuiva, nu știu dacă a voastră sau a altor persoane din preajma voastră, a apărut un personaj care inspiră, 9 de monede, la independență și la dragoste și respect față de noi, da? Dacă voi simțiți că
acolo mai aveți ceva de lucru, mă bucur. Dacă e alt personaj care se îndepărtează tocmai ca să se regăsească, să-și regăsească direcția, vindecarea și stima și dragostea față de el, de ea, iar voi știți, însă, cineva în această perioadă aș spune că ar fi o schimbare de la egoism la dragoste necondiționată a cuiva. Asta pentru că a apărut un personaj care inspiră. Steaua, eventual, împărăteasa, energia feminină divină inspiră un bărbat, eventual, să se iubească, să se respecte și iubindu-se și respectându-se să aprecieze oamenii care, bărbați, femei, care fac același lucru. 5 de cupe. Ia uite, 7 de bâte pe care l-am văzut mai devreme. Persoana care a fost în trecut. Pentru mine 7 de bâte înseamnă granițe personale. Cineva care se protejează, care e extrem de precaut. Probabil că personajul respectiv, dacă a fost precaut cu voi, în ce sens precaut? Precaut din punctul de vedere al relațiilor pe termen lung, ca și pasiune, da, s-a dorit exprimarea atracției fizice și din cauza asta s-a ajuns și la dezamăgire. Dar 7, casa 7-a a balanței, balanță, da? Avem. A echilibrului. Cât dau, mi se pare normal să și primesc aproximativ, poate nu acum, poate altă dată, dar trebuie să existe echilibru între ofertă și cerere. Reciprocitate. Ei, și acolo probabil nu a fost echilibru. A fost ceva. Ceva. Însă, personajul acesta foarte precaut și nu-l văd deloc deschis pe 7 de bâte. Nu-l văd deloc deschis. Ori acest personaj a întâlnit pe cineva care îi arată dragoste. Dom'le, nu trebuie să fie așa precaut, să fie așa speriat de bombe, da? Trebuie să, da? Să fii deschis, trebuie să iubești, trebuie să schimbi energia, trebuie să te uiți în sufletul tău. Și dacă a întâlnit acest personaj, începe să se trezească din starea de cum aș putea exprima depresie la 5 de cupe? Pentru că cine așa defensiv are o problemă sufletească. Și asta o proiectează în toate aventurile, pentru că n-a vindecat-o. Repet, că sunt vorbesc despre voi sau vorbesc despre cineva din preajma voastră, voi trebuie să recunoașteți. Ați poate vorbești despre una și despre alta, da? Adică despre ambele vreau să zic. Pentru că atragem oameni care sunt ca noi. Dacă voi n-ați fost vindecați, ați atras oameni care n-au fost vindecați. Ei, și 7 de bâte clarifică 5 de cupe. E o stare de aș spune că încă se lucrează la transformarea emoțională a cuiva, a voastră sau a știu, cui din viața voastră. Încă se lucrează la această transformare. Da, ia uite. Acest personaj avea foarte multe gânduri care făceau indecis. Parcă nu v-aș vedea pe voi aici. Însă se pare că are legătură cu acest 3 de spade și 9 de și cavalerul de bâte, cu aventură, cu decepțiile. Dar în viața voastră sau cuiva din viața voastră a apărut un personaj, energie feminină, aș spune, poate să fie un bărbat, repet, care intră într-o energie feminină care inspiră, da? Sau o femeie, nu contează.
Bine, acum pe voi v-ar putea dezamăgi dacă e femeie, dar nu contează, mesajul e important. Cineva trebuie să învețe să se iubească. Și se pare că se lucrează în prezent la acest lucru. Încă se lucrează. Aici este, vedeți? O persoană care era cu sufletul blocat și concentrată doar pe satisfacțiile personale, un soi de egoist, începe să se echilibreze, să-și dea seama, stai că eu de fapt ce făceam? Dădeam bani prietenilor, dădeam bani aiurea, da? Sau în loc să-mi dau sufletului, că aici albastru ține de suflet, de creștere spirituală, da? În loc să cresc, să-mi descoper valoarea, da? Sau să investesc în, eu știu ce, alte... lucruri care mă îmi sporesc valoarea. În sensul frumos al cuvântului, nu strict financiar, da? Temperanță în viitor. Dar eu văd că energia masculină a fost egoistă și trebuie să învețe să se deschidă. Unii, nu toți. Că pot să fie și femei în energia lor masculină, dar... un valet de cupe, dar care a picat și el după o piruetă sau două, a picat cu capul în jos. Nu mă așteptați scuzele cuiva. Vindecați-vă de această așteptare. Poate unii trebuie să vă vindecați de o imaturitate emoțională a cuiva, cu valetul de cupe, clar invers, clar imaturitate, sau și mai mult, inexpresivitate emoțională. Vindecați-vă. Pentru că, da, în sensul că voi trebuie să vă calmați și să vă orientați înspre voi sau înspre altcineva, pentru că acolo, în cupa asta goală care curge, vedeți, curge, e goală, acolo trebuie să turnați tot timpul, e ca o gaură neagră în care torn, torn, torn și degeaba. Până nu, interesant, și aici a venit, am zis, 9 de cupe pe înclinat. Ar putea să fie aceeași persoană care nu știe să se exprime emoțional, să-și povestească sentimentele, trăirile. Și de acest motiv se manifestă ca un egoist, pentru că altfel nu știe cum. Dar lăsați-i să se vindece, poate ei se vindecă, dar în primul și în primul rând voi trebuie să vă vindecați. Ia uite, sunt conflicte verbale, mentale. Ia uite, nouă de... dar... apare 9 de monede și temperanța, iar 9 de monede și temperanța. În primul și în primul rând, voi luați-o de la zero, voi vindecați-vă, voi deveniți independenți, voi explorați alte hobby-uri, alte pasiuni. Stracea asta de confort în momentul în care manifeste expansiune și spor și binecuvântări, da? Și pe ei lăsați-i să vă invidieze, să se uite la voi. Ia uite, 2 de cupe. Să se uite la voi și asta e, regina de bute. Ia uite. 8 de cupe și regina de bute. Lăsați în urmă. Cupele goale. Cupele goale, ia uite, asta 9 de... mai, vară, da? Valetul de cupe invers. 9 de cupe pe... mai, orizontal e oblic. Și aici 8 de cupe. Eliberați-vă de cupele astea goale care se varsă, care nu sunt exprimate, de oameni care nu exprimă sentimente, nu exprimă emoții, preferă să stea cu prietenii, să bea, să... da? La 9 de cupe e cam petrecăreț. Poate are și tendințe către băutură. Cineva. Dacă v-a pus în trio acest personaj, regăsiți-vă independența și valoarea, dragii mei. Schimbați energia și veți atrage oameni care vă iubesc. Blocați decepțiile, blocați oamenii care vă blochează cu energia lor. Lăsați în urmă cupele goale și mergeți înspre regina de bâte. Înspre ceea ce ar trebui să fiți voi. Plin de energie, de culoare, de râs, de voie bună, da? Ia.
separare. Voi trebuie să aveți răbdare. Să investiți iar, să investiți în voi. Eventual, dragii mei, dacă ați tot lângă oameni plictisitori, prea precauți, care s-au gândit prea mult la bani, ia uitați, spate în spate, nu e pentru voi așa ceva. Și nu mă refer la semne, că poate să fie orice alt, poate să fie alt semn de foc, poate să fie semn de aer, poate să fie semn de apă, nu contează. Un personaj care se uită doar la bani, are o viață... 7 de monede nu mă încântă pe mult, chiar pe mine prea mult, chiar dacă se gândește cum să investească. Eu zic, dacă e să fiți voi aici, investiți în voi. Cum să vă refaceți aura. Să deveniți, repet, eroul. Eroul vieții voastre. Eroina. Nu mă gândesc la melodia aceea, ci... într-adevăr, ia uite! Lăsați în urmă! Relațiile toxice, adictive. Vă separați. Poate acest personaj s-a gândit prea mult la bani. Dacă s-a gândit la sex, oricum în această perioadă este obosit, plictisit, nu mai are, pentru că n-a fost suflet, n-au fost emoții. Și atunci, cât să țină și sexul fără emoții, dacă ar fi fost așa ceva? 3 de băte în viitor. Wow, ce s-a mai răsucit? Ia uite, în valetul de monede invers, altul invers, 3 de monede. Mai, vedeți-vă de drumul vostru. Poate ar fi bine să faceți o călătorie, că am văzut că urmează și faetonul. Să călătoriți, da? Urma ar fi fost după asta faetonul, da? Pregătiți-vă de o călătorie. De călătoria vieții voastre care vă duce înspre steaua, înspre destinul vostru. Știți că ce nu iese bine cu cineva e un motiv ca să vă separați, să vă redresați energia și să mergeți înspre cine trebuie. Cine nu v-a văzut valoarea, lăsați în urmă. Mergeți într-o nouă direcție. Aveți oportunități în zare, vin în zare alte persoane care vor vedea valoarea voastră. Ia uite. Pică niște cărți pe jos. Cine nu s-a deschis și v-a consumat energia, simți nevoia tot timpul să investiți, să munciți voi tot timpul în această relație pentru că erau închiși în ei? Nu, nu-i de voi. Sorry. Mai, cu mine v-ați înțelege mai bine. Scuzați-mă, glumesc. Mai, măcar nu vă plictisiți. Măcar nu ne plictisim. Mai facem un proiect, ceva. Că tot avem. Eu am zodia berbecului pe casa 10-a carierei. Așadar, mai facem un proiect, ceva. Nu avem de ce să ne plictisim. Nu mai stați lângă oameni care se plictisesc. De ei. Nu, că vă ajung, vă fac să vă plictisiți. Nu-i cazul să vă plictisiți de voi, da? Că sunteți... sunteți fain, vibranți, stăm acolo. Hei, mai țipă berbecul și ce? Măcar nu taci. Nu, ia ceva. Din punctul meu de vedere, e comunicare foarte importantă. Oh, hai să mai vedem. Ia, valetul de monede invers. Hai, de curiozite. Valetul de monede invers. Al 3 de bâte, de 2 ori 3 de bâte posibil. Mai! Vedeți-vă de drumul vostru. 3 de bâte de 2 ori. Iar chestia de călătorie. Iar, o chestiune de speranță. Vor fi oportunități în zare. Ce văd eu aici? Că veți înțelege că cineva, într-un contract, și-a găsit, să zic, echilibru emoțional în altă parte. Vedeți? Cei doi regi, regele și împăratul, sunt spate în spate. Da? În altă direcție. Așadar, împăratul, ați putea să fiți voi, berbeci, da?
și 4 de bâte. Restabilizați-vă împăratul și împărăteasa pentru că va veni un personaj care vi se potrivește, cu care vă veți simți bine. Aici este un personaj într-un contract. Personaj mental. Dar nu e vorba doar de personaj mental, este vorba de un adevăr. Veți înțelege mai încolo că nu. Ce am zis mai devreme? Voi trebuie să vă găsiți stabilitatea lângă oameni care sunt ca voi. Știți că tot se vorbește că opozițiile se atrag, dar asta nu înseamnă că și rezistă. Trebuie să aveți alte aspecte ca să reziste opozițiile. Eu personal nu susțin opozițiile în relații. Da, poate opoziție între Lună și Venus ar fi interesat sau alte planete, dar altfel... Hai să vedem în prezent roata norocului. Ia. Clarificăm roata norocului. În ce direcție merge acest noroc? Dacă vă iubiți, dacă vă vindecați. Roata norocului. Pentru berbeci. Da, măi, trebuie să manifestați ceva nou. Poate că în viața voastră vine cineva cu marcaj în gemeni, eventual și semn de apă, cineva cu care puteți comunica, cineva care are emoțiile în echilibru, nu care nu se exprimă. E o mare diferență între valetul de cupe invers și regele de cupe în poziție normală. O mare diferență. Acest personaj se exprimă, dar cu măsură și în echilibru, repet, și ceva spiritualitate. Așadar, începe să fiți voi acolo, cu steaua și cu împărăteasa, trecând peste faptul că există, într-adevăr, un personaj care inspiră în viața voastră, în viața lor, nu contează. Cineva inspiră la dragoste și respect față de voi. Și nu aveți cum să contestați chestia asta, ci eventual puteți să vă inspirați și voi. Magician, nu puteți să fiți voi? Prima zodie. Ia uite, regina de bută, dar a venit pe orizontal. Dacă cineva vrea să o ia de la 0, de la 1, sincer, nu cred că ar fi cazul să-i blocați. Regina de bute puteți să fiți voi. Dacă aveți impresia că cineva se pleacă din viața voastră, 8 de cupe, vă părăsește pe voi, eu zic, am zis, vedeți că este spre binele vostru. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Există speranță. 3 de bâte de 2 ori. Aveți alte oportunități cu altcineva. Nu cu personajul care nu mai vrea să investească sau care nu v-a văzut valoarea. Repet, dacă voi vă puneți contra unei noi manifestări ale unei anumite persoane din viața voastră, nu v-aș recomanda. Vă consumați energia într-o direcție care nu vă este necesară. Necesară este vindecarea acum, da? Ca să puteți să manifestați destinul vostru, femeia divină, bărbatul divin, într-un viitor cât mai rapid. Altfel, consumați energie cu cine nu-i cazul. Dacă v-ați simțit... Dacă simțiți că ați fost manipulați mental, emoțional, poate chiar și sexual, schimbați energia. Și am zis, dacă ați avut de-a face cu un personaj egoist,
Regăsiți-vă echilibru financiar, regăsiți oameni sau găsiți oameni care să vă inspire către independență, către dragoste față de voi. Eu v-am zis, cât am putut de clar. Am zis, nu încercați să nu vă puneți voi contra manifestărilor lor, pentru că oricum, când e să se manifeste ceva după voia Domnului, se manifestă cu sau fără voia voastră. Întâmplător sau neîntâmplător a apărut o regină de bâte pe orizontal. Da? În condițiile în care mai avem un ambitor și un 8 de cupe. Repet, dacă simțiți că cineva pleacă de lângă voi, eu zic să stați calmi. Să stați calmi. Și să sperați. În ce sens? Că să sperați. Să vedeți în depărtare. Păi, mai bine. Acum pot să fiu singur, singură, da? Îmi iau o bâtă, îmi iau bâta aceea detașabilă cu care pot să călătoresc. Las o relație în urmă, ok. Mă știu că nu e ușor, dar dacă se întâmplă așa ceva, e o vorbă. Un șut în fund, un pas înainte. Pentru unii dintre voi. Dacă voi ați început să lucrați la creșterea voastră spirituală, înțelegeți ce spun și nu vă puneți contra, dar poate că aici sunt niște persoane cu planete în berbec care încă nu știu ce e aceea stea împărăteasă. Și pentru aceea, aceste două energii nu sunt ale lor. Bine, vorbesc pentru cine înțelege și cine are urechi de auzit. Clar. Toți trebuie să ne ridicăm în vibrație. Cine rezistă acestei tendințe colective își face rău sie însuși. Oare ce era aici la capătul setului de cărți? Da, valetul de cupe. Și șapte de spade. Mai. Nu mai așteptați nici scuze, nici... Repet, vindecați-vă, echilibrați-vă. Asta apare în viitor, echilibrați-vă. Nu mai consumați energia. Cu ce fac alții, ce manifestă alții? Concentrați-vă, repet, pe voi. Poate că regina de bâte a apărut pe orizontal pentru că urmează. Încă nu sunteți în acea energie. Încă nu aveți vibrația asta, nu aveți încrederea aceea totală, vreți, lucrați la ea de ceva timp pentru că a fost o dezamăgire, încă plângeți, încă mai simți, sau poate nu mai plângeți, dar se mai simte din decepția trecutului. Încă n-ați ajuns acolo și urmează să lăsați voi în urmă 8 de cupe și regina de bâte în picioare. Vedeți unde sunteți. Pentru că vor fi un număr de oameni care vor asculta, destui. Și mesajul e diferit. Dar am spus, cine a început să se trezească știe, înțelege foarte bine ce spun. Cine nu s-a trezit încă și se pune contra manifestării cuiva din trecutul lor, din viața lor, prezent, trecut, prezent și trecut, care privește către un motiv de inspirație, cine se pune contra acestei noi direcții, își face rău, sieși. Un sfat. Ia uite, descoperiți latura voastră amabilă. Descătușați latura voastră kindest. Descătușați cea mai plăcută varianta voastră nouă de cupe, împărăteasa, da? Și învățați să luminați, da? Învățați să luminați. Dar e un proces care durează. Ce mai zic? Da, e un proces care durează. Măi, sper că v-a plăcut. Sper că ați ascultat cu atenție și discerneți. Și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine. Ceau, ceau!